Francezii au șampanie, spanioli cava, iar italienii prosecco. Genericii, se spune însă, vin spumant. Această licoare cu bule are o istorie inclusiv în România. Țara noastră produce în fiecare an 50.000 de hectolitri, iar cifra este în creștere. În ultimii ani, o serie de crame locale fabrică din ce în ce mai mult vin spumant. Suntem în Podgoria Târnave, cea mai importantă zonă viticolă din Transilvania. Vara, razele soarelui, mângâie aici, strugurii dulci din soiurile chardonnay, fetească regală și pinot noir. Șapte feluri de vinuri spumante, albe și roze, cu arome brute sau fructate, obțin din ei proprietarii de Podgori. Până să ajungă pe linia de producție, vinurile spumante se odihnesc cel puțin un an în cramă. În acest timp sunt tirajate, maturate, fermentate și supuse unui procedeu prin care se elimină drojdia depusă pe dop. Această etapă se numește remoaj. Sticlele sunt așezate într-o stivă de lemn cu vârful în jos. Acesta este vinul spumant roze, care se întoarce o optime, timp de o lună de zile, pentru limpezire. Aici vinurile spumante se produc prin metoda tradițională, numită și champenoise. Sunt fermentate direct în sticlă. Sunt niște vinuri rafinate, sunt niște vinuri super premium, niște vinuri de lux. Se consumă la 6-8 grade Celsius. Culoarea, sigur, de obicei este un galben verzuis și s-a păstrat în vasă o perioadă mai lungă de 2-3 ani. 20% din producția mondială de spumante este obținută prin metoda tradițională. La noi, procentul este ceva mai mic. Producem astfel doar 4 din 100 de sticle. Fermentează în sticlă și îl lăsăm minim 2-3 ani, apoi vedeți aici drojdia. Dar cum facem să scoatem această drojdie? Înghețăm vârful sticlei și când e înghețat, putem întoarce sticla, scoatem dopul, acoperim cu degetul, apoi adăugăm un dozaj, adică un pic de zahăr și vin să umplem. Din producția totală de vinuri din România, estimată anul trecut la aproape 4 milioane de hectolitri, doar 1% sunt spumante. Pandemia a scăzut consumul. Au crescut, în schimb, vinurile organice, considerate de unii un nou trend în industrie. Sunt produse din struguri care nu au fost tratați cu pesticide și chimicale, iar în vie pământul nu este lucrat cu utilajele. E dat la sapă, e dat la mână, practic. Vine omul și muncește via, practic, cum era pe vremuri. Aici, pe dealurile din Podgoria, dealul mare, strugurii cu cu mâna ajung în butoaie de stejar franțuzesc, iar pentru fermentare se folosește doar drojdie organică. Un vin organic, din punctul meu de vedere, ar trebui să reflecte mult mai mult zona din care provine. Naturalețea vinului în sine provine din naturalețea pământului și oamenilor pe care îl produc. Vinuri organice se produc și în Constanța. Sunt foarte corpulente, foarte aromate, are o tentă foarte frumoasă de stejar. după cum vedeți în spatele meu sunt acele baricuri de stăjar în franțuzesc, care dau o notă acestui vin de vanilie, de puțin marzipan, de migdală. În țară sunt și producători care încearcă să-i atragă pe români cu vin pelin, un sortiment la modă în trecut. Cel alb poate fi consumat atât ca aperitiv, cât și ca ingredient în mâncare, iar când vine vorba de friptură de miel, atunci intră în scenă cel roșu. Specialiștii recomandă această băutură de Paști pentru că are și calitatea de a curăța organismul de toxine, când mulți nu au limită la friptură și drop de miel. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Pro Plus.